Lăudați și măriți să fie Domnul. Poezia se titulează Treziți-vă. Încerc să face pregătire pentru minunata zi, când trâmbița Domnului cu toți o vom auzi. Va fi mare deșteptare, toți o vor trezi din somn, căci urmează întâlnirea cu Iisus, al nostru Domn. Te vedeți în clipa aceea, ferice va fi de tine, dar diești în ațăpire, o, atunci nu e bine. Te ai somnul nepărțării și în el ești cufundat, soarta te petecuită, cu statut de condamnat. Ca un semnal de alarmă, azi vă zic, treziți-vă! Și dacă ați trăit în dubiu, vă zic, pocăiți-vă! Hai cu toții la vedere ca fecioarele înțelepte, ci au ulei în candele și știu cum să-l aștepte. Poate zici în sine ta, eu nu dorm, ci eu veghez. Și tot ce Domnul mi-a dat, caut să și le păstrez. Verifică încă o dată de estreaz cu adevărat, sau Satan te amăgeste să te vezi și mai curat. Câte poezii pututa ai să declam în viața ta, câte cântări minunate le puteai și tu cânta. Poate ai darul să predici, dar ai stat în banca ta, că doar cel care vorbește mai greșește, nu-i așa? Câte mărturii ai dus ai celor ce sunt împăcate, câte le-ai spus despre Isus ca să-i salvezi de la moarte, câte rugăciuni fierbinți ai rostit în adunare, sau ai tu lăsa pe alții, crezând că nu ești în stare. La câți frați surori bolnavă le-a adus o mângăiere, acasă sau la spitale, așa cum Iisus o cere. Câte văduve sărmane sau orfani că sunt destui, au văzut de ai tăi bani și de Domnul să le spui. Ești satisfăcut de plin pentru a ta dărnicie. Sau de tot ar fi ca tine mult, ar sta în sărăcie. Familia se întoarță, casa ta e un colț de rai, ai altarul tău acolo, pe genunchi cât timp tu stai. Îți iubești pe deplin frații, du sarcina celor slabi, pe cei care șchiopetează în drum să fie alți. Cât bine puteai să faci, dar ai neglijat momentul. Ei, acesta e păcat ce scârbește tot prezentul. Câte gânduri necurate poate le-ai păstrat în tine, câtă ură adunată ai când ceva nu s-a mers bine. Mânie, pismă, gelozie, cât e încă mai deții și multe alte urgii pe care poate le mențin. Dacă ceva posedezi din tot ce ai auzit, înseamnă că nu veghești, încă ești adormit. Scoală-te din somni amice, unge ochii cu alifie, desfunda ta urechii, ia în mână o fălcâie. Pune-ți mâinile în lucrare, dezmorțește al tău picior. Avântă-te în lucrare, fă-o cu avânt și spor. Golește din veșterie tot ce-i vechi și murdar și umple-ți acum inima cu ce-i bun, cât mai e har. Nu-ți înfla zilnic stomacul cu mâncări preferate, ce alege zi de zerpă să fii spalat de păcate. Și la timp, și ne la timp, să ai duh de rugăciune, să urăști faptele rele, să iubești faptele bune. Smulge-i din foc pe alții când mai poți lucra de plin.
nu îi lăsa să ajungă iad, unde veșnic este chin. Prin purtarea ta tot timpul pe mulți să-i pasă rostească, că în tine văd pe Domnul și cu el vreau să trăiască. Să ai pe buze cuvântul gata ca să-l poți rosti. Vino, te aștept, Iisusă, sunt gata, prea te întâlni. Aceste mărturii sfinte dovedesc vederea ta. Dacă nu le ai, amice, caută-le că le vei afla. Doamne, iartă-ne acum, dacă n-am vedea destul. Orice cade ațipire pentru noi să-l faci tu nu. Deșteptat veghin într-una că te putem aștepta, ca pe toată adunarea să o poți duce în slava ta. Amin, Doamne, ajută-ne să ajungem acolo în slavă cu tot.